dumneavoastră despre discursul aspru al președintelui Klaus Iohannis, Ecaterina Andronescu. Dincolo de discurs, din punctul meu de vedere, acest guvern are o responsabilitate absolut uriașă, pentru că nu are voie nici să greșească și nu are voie să nu facă performanță. Altfel, lucrurile se îndreaptă într-o direcție nu tocmai pozitivă. De aceea, eu sincer le urez succes și le doresc din tot sufletul să îndeplinească ceea ce programul a propus populației și populația așteaptă de la noi. Indiferent că ne-a votat sau nu ne-a votat populația respectivă. Daniel Zamfir? Da, dincolo de discursul aspru,